aceste zile la Domnești se desfășoară a cincea ediție a turneului de tenis de câmp pentru copii și juniori, trofeul Victor Hănescu. Sunt înscriși 200 de copii din toată țara, la categoriile de vârstă 10, 12, 14, 16 și 18 ani, băieți și fete, simplu și dublu. Printre personalitățile prezente la acest turneu se numără Constantin Nicolescu, președintele Consiliului Județean Argeș și președintele Federației Române de Tenis, Ruxandra Dragomir. Și există mare șanse ca un Victor Hănescu să fie îndrăgostit de zona unde a copilărit și de unde părinții lui s-au născut. Mă bucur că domnul Cosma face un efort deosebit ca să organizeze asemenea turnee. Știți că noi, Consiliul Județean, suntem parteneri în turneele de tenis împreună cu Secția Națională de Tenis și de aceea și aici am dorit să fim împreună cu domnul Cosma la eforturile pe care trebuie făcute în general bănești și organizatorii cel asemenea turnee. Felicit copiii în mod deosebit și mă bucur că au avut parte de două zile frumoase și vor avea în continuare amintiri plăcute despre asemenea concurs. Nu se pune problema fondurilor aici, avem un om de mare calitate și valoare jumătate domnișan. Așa a venit în Domnești, dar e mai mult decât domnișan, acum domnul Cosma. Eu am înțeles împreună cu Consiliul Local să ajutăm cu tot ceea ce putem, să dezvoltăm această bază prin asociația sportivă. Dânsul foarte mult a participat material. Ce să spunem pentru un asemenea oameni, de un asemenea om, decât să ne trăiască, să fie sănătos și sunt sigur că va fi alături de noi. Cel mai valoros tenismen român al momentului, Victor Hănescu, a fost prezent în mijlocul participanților la turneul ce îi poartă numele. Sunt surprins în continuare de organizare, este foarte frumos și mă bucur să fiu din nou la Domnești. Domnul Cosma, cel care se ocupă de organizare și cel care este sufletul acestui club, a făcut o treabă bună ca în fiecare an și în primul rând sunt fericit pentru că văd copiii mulțumiți, bucuroși, care vin să joace tenis, care vin să fie în aer liber, să facă mișcare și asta cred că este cel mai important lucru. Turneul Victor Hănescu la copii și juniori se va încheia pe data de 9 noiembrie, iar detalii despre acesta pot fi aflate și de pe site-ul www.trofeulvictorhanescu.ro.